Astăzi vă voi prezenta cum se demontează un volan la un Audi A4 B8 din 2010. Am volanul cu 4 spițe și doresc să montez unul cu 3 spițe, model S-Line. Ca idee, volanul are două capace de genul acesta, care sunt plasate pe lateral. Ai unul aici și unul în partea cealaltă. Sub aceste capace se găsesc șuruburile de la airbag. Acestea vor fi demontate cu ajutorul unui Torx T30. Înainte să deconectați airbag-ul, nu uitați să deconectați bateria, deoarece dacă nu o faceți, va apărea eroarea de airbag în bord. Ca să demontați bateria, la modelul meu, care este un Avant Break, trebuie să demontați capacul din spate. Și roata de rezervă. Sub roata de rezervă se găsește acest capac. Scoțându-l, veți ajunge la baterie. Am demontat cele două șuruburi, acum vom scoate airbag-ul. Are această mufă pe care eu deja am scos-o, care vine montată pe spira volanului. Ca să scoateți mufa, trebuie să trageți de acest clip verde înapoi. Și va fi ieșit. Aici în spate se găsește șurubul de prindere a volanului, mufa de airbag cuplându-se în spira volanului. Am scos șurubul central. Și acum să fiți atenți pentru că aveți grijă, pentru că aici există două semne. Trebuie să păstrați când montați volanul la loc poziția acestor două semne. Dacă nu veți face, volanul va sta ba în stânga, ba fie în stânga, fie în dreapta. Deci nu va mai sta pe drept. Și acum vă prezint rezultatul final. Volanul este montat și nu avem niciun bec de airbag aprins în bord. Așa că nu uitați de conectați borna de la baterie atunci când demontați volanul și airbag-ul. Mulțumesc!